Și unul din punctele noastre este eradicarea fricii. Înțelegeți? Este foarte important în următoarea perioadă eradicarea fricii. Ca atare, eu vreau să îl felicit pentru faptul că a depășit cu brio ceea ce spune frica de a fi un EPR. Frica de a fi un EPR, frica de a pleca din un EPR, frica de a sta alături de Gabriel Oprea și frica de a fi luat de Gabriel Oprea, cum au fost luat o serie de colegi. După cum știți, domnul senator s-a confruntat cu foarte multe probleme și n-a avut ce să facă și a trebuit să fie lângă domnul ministru, așa zis în ghilimele, ministrul al coloanelor, Gabriel Oprea, că dacă nu erai lângă el, aveai mari probleme. De altfel, cred că rolul statului de drept, de când a plecat domnul